Salut și bine v-am regăsit. Am mai tăiat aici niște lemni și mi s-a terminat benzina și vreau să mai fac un amestec de benzină. Am aici 10 litri, o să-i fac cu acel ulei Motul 510 care l-am eu. Am aici niște lemni de fag, de carpen, jugastru, paltin și mesteacăn. Mai puțin mesteacăn. Și am aici și gherghin, tăiat-o de acum o lună jumate. Vreau să le tai toate azi. Și o să încep să fac amestecul. După cum bine știți, folosesc acest ulei, Motul 510. Este un ulei foarte bun. Când mă întreba mulți cât folosesc o sticluță din asta de esență, până în gură are undeva la 26-27 de mililitri. Am 10 litri de benzină, eu o să-i fac amestecul. Este benzină de la OMV din 95. Din câte știți, eu iau mai multă benzină, nu umblu cu 2-3 litri. Eu iau cu bidonul de 5-6 litri, 10 litri. Mai a luat 19 metri cubi de lemn. Trebuie să-i tai și din aia am luat mai mult. Mai am și eu niște lemne. Trebuie să le aduc. Am multă treabă cu drujba și nu stau pe drum să iau mereu benzină. Iau odată mai mult și ai. O sticluță din asta până în gură are undeva la 27 de mililitri. Eu spun că 27 este un amestec optim, nici prea mult, nici prea puțin, este un amestec foarte bun de ulei carburat. Până acum am băgat 4, mai băgăm una și ai. Auzeam pe unii să bag 40. Așa bagă ei. Băgați nene ce vreți, cât vreți. Eu bag cât știu eu. Am mai pățit eu cu o drujbă, am băgat. Tot așa mă învățase cineva să bag ulei mult. Îi băgam 40, 45 și am stricat un set. Motor. Am băgat 5 sticluțe, un bidon din ăsta are 5 litri. Luăm la rând și pe ăsta. Acesta e un ulei foarte bun, e un ulei sintetic. Chiar recomand acest ulei. În prima dată am văzut la Eugen. El are motorul 800 și spui să iau și eu. Am văzut la el lanț cu zvarda X-Cut, am luat și eu. Am la toate chestiile astea, l-am copiat pe Eugen. Mi-a plăcut el cum procedează. Este un băiat foarte bun. Așa. Mai am băgat două. Mai bag o sticluță. Două, trei sticluțe mai bag. La fiecare bidon câte 5 sticluțe le bag pline până în gură. N-are rostul să bag mai mult.
nici nu forjez prea tare, dar nici nu o las. Am tăiat cu rezervor, am lăsat-o 10 minute. Așa i-am mai dat eu la cineva. Ulei a avut, ia, a avut ulei bun. Dar degeaba, dacă a forjat-o, a băgat-o la rezervor după rezervor. Și mi s-a lipit segmentul de pistol și a trebuit, și de atunci nici când nu mai dau pământ. Bine, i-am schimbat segmentul, bine că nu mi-a făcut uzură să crape pistolul sau să facă zgâreturi. Cam atât, e destul. Am băgat câte 5 sticluțe la fiecare. O sticluță din asta are undeva la 27 de mililitri. După cum, din câte știți, uleiul este mult mai dens și mult mai consistent față de apa. Ar fi un litru de apă, nu ca pentru un borcan de 600 de grame din ala de castraveți, dar un borcan de miere de 650 de grame borcanul și puneți plin. Mierea întotdeauna e mai consistent, mai gustoasă. Așa este și ulei. Faza cu ulei. Așa. Am cam jumate sticla. Am ajuns la 450 de grame. Am făcut cu acest ulei undeva la 200 de, undeva la 25-27 mililitri și de litri de benzină am făcut. Numai pentru drujba mea am făcut, n-am dat la altcineva. În fine, nu prea să... Un ulei foarte bun. Așa. Cam așa arată ele, la culoare. Deci le comem bandarea mea. Dacă aveți ulei din ăsta mai bun, eu am dat 50 de lei pe un litru. L-am luat după EMAG. Cam așa arată ele, la culoare. Ăsta e acel ulei pe care vă povesteam. Motor 510, e pentru racing, off-road. E pentru cross-uri normal, pentru motociclete, dar eu îl folosesc cu credere și la drujbă. E foarte bun decât să folosesc zeamă din asta chinezească, micul pădurar. Mai greabă folosesc din asta și mult mai mult. Eu vă salut și vă spun la revedere.